Salutare! Bine ați revenit la un nou video în care vă voi prezenta comicsurile primite la precomandă, câteva titluri mai vechi, o serie nouă, dar majoritatea seriei ongoing. Dacă sunteți curios să vedeți toate comicsurile pe care le-am primit luna aceasta, urmăriți în continuare acest videoclip. Ia să începem cu acest Giant Size numărul 200 din The Spectacular Spider-Man, o revistă apărută în 93 cu un cover destul de fain. Se făcea destul de des asemenea cover-uri în perioada respectivă ca să impulsioneze vânzările. E o revistă destul de veche, ca să zicem, cu un artwork destul de fain, clasic anilor 90 sau începutul anilor 90, și este un număr ceva mai gros, ar trebui să fie, dacă e număr aniversar. Așa, continui cu Web of Spider-Man, Maximum Carnage. E un număr ce face parte din arc story-ul Maximum Carnage. Și avem și aici numărul 10 din 14. Știți bine că Marvel cam obișnuie să facă astfel de povești care se întind pe mai multe reviste, pe mai multe numere, pe mai multe serii. Da, chiar arată super bine. Și păstrată destul de ok revista asta. Nu știu exact din ce an, e tot 90 și ceva, tot din 93. Cover destul de fain. Pare că avem aceeași reclamă. The Spectacular Spider-Man, încă un număr, 212. Probabil tot din 93, 94. Deci chiar arată super bine revistele astea, super bine întreținute. Cu talonele în interior, chiar super. Și artwork-ul, da, na, trebuie să-ți placă artwork-ul ăsta, trebuie să fii fan. Ce avem aici, așa, o reclamă la ceva joc, Champions World Class Soccer. Și ultima revistă cu Spider-Man, numărul 36, tot din arc story-ul Maximum Carnage, un arc story destul de fain, tot de prin 93. Cred că unele reviste din arc story-ul ăsta sunt destul de scumpe. Chiar super bine arată. Încă o reclamă la Terminator în Robocop. Mare, ce joc e ăsta? Cybernator. Interesant. Ar trebui să-l caut să-l joc. Da, chiar mie îmi place chiar foarte mult artwork-ul ăsta din perioada respectivă. Deci chiar super revistele astea. Astea au fost un pic mai scumpe unele dintre ele, am impresia. Așa. Și cam astea au fost revistele cu Spider-Man, o serie nouă de la Titan Comics, Gun Honey. A patra serie, de fapt, publicate toate ca miniserii.
Not for Kids. E o serie cu spionaj, acțiune. Uite că m-am abonat și eu la seria asta. Numai pentru copertă. Așa. Și în continuare avem Conan, numărul 11. Am impresia că e penultimul număr din serie. Tot de la Titan Comics. Artwork destul de fain. În general nu prea mă plâng eu la artwork. Rar am găsit o serie care să nu-mi placă cum e desenată. Așa. Pooh vs. Bambi. De la Zenescope. Cu un cover în stilul lor. Și un Pooh nervos aici. Da, am mai spus, cred că și în alte videouri, Zenescope cam combine bazmele cu horror. General ies genul ăsta de serii. Da, sunt faine. Așa. Câteva Testoase Ninja, numărul 13. Nu știu dacă e ultimul sau nu. Număr din serie. Asta are un target mai mult pentru copii. Da, sunt destul de faine poveștile. Evident, după artwork poți să-ți dai seama care e cam vârsta pe care încearcă ei să o prindă cu comicsurile astea. Așa. Elvira meets H.P. Lovecraft, cu o serie mai horror, de la Dynamite de data asta. Așa. John Constantine, Hellblazer, Dead in America, numărul 5. Impresia că o să fie 8 numere în seria asta. Chiar arată foarte bine artwork-ul ăsta, e mai, așa mai interesant. Așa. Lady Death. Imperial Requiem, numărul 2. Cover destul de fain. Nici artwork-ul nu e rău. Megadeth. Interesante și seriile astea, sunt foarte multe. Ce mai avem aici? Fall of Emerald City, numărul 2. Asta serie ongoing, tot de la Zenescope. Și o serie horror. Ultima serie ongoing, de fapt penultima, ar fi acest Walking Dead Deluxe, numărul 89. Nu știu cum de-a ajuns numai un număr luna asta. Varianta color. Am mai spus și în alte videouri că chiar arată super bine. Așa, încet încet se apropie de numărul 100. Iar ultima ar fi această revistă, Judge Dredd Magazine, numărul 468. Ca de obicei, mai multe povești, mai mulți artiști, autori.
destul de violentă și revista asta. Vedem că mai mult targetată pentru adulți 18 plus. Așa. Iar ultimele două nu sunt mai comic books, sunt aceste cataloge. Absolute Power de DC Connect, care prezintă toate revistele ce urmează a fi publicate de către cei de la DC. Nu neapărat numai reviste, și romane grafice. Așa. Și de la Marvel, Previews, revistele ce vor fi publicate în luna august, ce avem aici, Artwork, Interior Art from X-Men, Wolverine Revenge, da, tot așa prezintă serii ce urmează să apară, Interior Art from Venom War, numărul 1. Este ceva mai grosuță decât aia de la DC. Au destule serii și Marvel care le publică. Așa. Cam acestea au fost toate revistele ce le-am primit la precomandă. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!